Ne aflăm în Săptămâna Mare, vremea în care ortodoxii se apropie de marea sărbătoare a anului 2023, Paștele. Află cum va fi vremea, dar și ce temperaturi se vor înregistra în România în Săptămâna Mare și de Paște. Vremea rămâne destul de capricioasă și săptămâna aceasta temperaturile în cea mai mare parte a țării se vor afla sub normele datei din calendar. Totuși, abia de miercuri, valorile atmosferice vor începe să crească și vor ajunge să depășească chiar și 20 de grade Celsius. Ziua de marți vine cu un regim termic ce va fi caracterizat de valori în jurul celor normale pentru această perioadă. În acest fel, maximele se vor încadra între 9 și 19 grade Celsius, în timp ce minimele se vor încadra între 0 și 8 grade Celsius. În București se anunță valori normale pentru această perioadă în care ne aflăm. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare și averse slabe de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat și va avea intensificări ușoare. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 18 grade Celsius, în timp ce cea minimă se va încadra între 4 și 7 grade Celsius. De miercuri, temperaturile vor fi tot mai ridicate, astfel că în sud-estul țării vor atinge 22 grade Celsius. De miercuri, vremea se va încălzi, astfel a doua jumătate a săptămânii mari aduce temperaturi de peste 20 de grade Celsius, relatează spynews.ro.